Există așadar, doamnelor și domnilor, dubii la Chișinău în privința scenariului privind Transnistria, care sunt motivele de neîncredere ale autorităților moldovene. Aflăm de la trimisul nostru special, Antena 3 CNN, Laurențiu Rădulescu. Bună seara, Laurențiu, ai discutat azi cu mai mulți oficiali. Ce ai reușit să afli? Da, bun găsit. Autoritățile preferă tăcerea în momentul de față. Din două puncte de vedere, ne spuneau specialiștii de aici, de la Chișinău, faptul că nu este mai puțin adevărat că în continuare Rusia are o putere destul de mare în interiorul Republicii Moldova, o influență, haideți să spunem așa, impresionantă în interiorul Republicii Moldova, iar autoritățile de aici se tem să vorbească despre acest subiect în momentul de față, înainte de a vedea dacă pe data de 28 va veni sau nu acea cerere de alipire. În al doilea rând, discutăm despre o dorință a celor de aici, de la Chișinău, de a nu inflama lucrurile, chiar dacă o spuneam și în materialul anterior, faptul că moldovenii nu au auzit doar odată despre această dorință de anexare a Transnistriei, ea nu este un lucru evident pozitiv pentru următorii ani în interiorul Republicii Moldova, cu atât mai puțin la Chișinău. Să nu uităm de asemenea că este un an electoral aici în Republica Moldova, va avea loc un an electoral extrem de important, așadar prudența este cuvântul de ordine. Ce se va întâmpla pe data de 28 va fi în schimb foarte interesant, pentru că așa zis și deputați care au fost chemați la Tiraspol pentru o eventuală cerere de anexare vor trebui, bineînțeles, să ia în calcul și ce se va întâmpla în perioada următoare, ce ar însemna atât pentru cetățenii transnistrieni în cazul în care va fi înaintată Kremlinului această cerere de anexare a Transnistriei și de asemenea ce va însemna pentru Republica Moldova și nu numai, pentru, inclusiv pentru țările din sud-estul Europei, în cazul în care Rusia, într-un plan mediu-lung, haide să spunem, va dori să coboare prin Ucraina, asta dacă va reuși cu armata să facă un cap de pod până în Transnistria, iar cu ajutorul acestui teritoriu automat anexat să amenințe statele din sudul și estul Europei. Este scenariul de coșmar pe care îl avansează specialiștii cu care astăzi stăteam de vorbă aici la Chișinău.